Soluția Ministerului Sănătății este cea pe care v-a expus și domnul Rareș Bogdan. Avem niște anchete epidemiologice, avem niște recomandări făcute de INSP, avem într-adevăr și niște teste santinele pe care le facem. Extensia testărilor se face în acest moment și la cei cu sindrom respirator acut inferior, care au test negativ la gripă. Avem testări pe care le facem și celor instituționalizați, dar trebuie să păstrăm în acest moment o anchetă epidemiologică. Fiecare caz trebuie identificat, fiecare caz trebuie urmărit, fiecare caz trebuie băgat într-o anchetă epidemiologică. Pozitivarea fiecărui caz naște la rândul lui o anchetă epidemiologică. Da. Atâta timp cât nu o să lucrăm organizat, să facem o evidențiere clară, vom scăpa un caz și acel caz poate fi cel care a făcut și din Italia ce este astăzi. Dar poate România să facă mai mult de 1000 de teste pe zi, domnule Tătaru? Pentru că aici apare cifra la care ne învârtim. În perioada următoare vom avea între 1500 și 2000 de teste pe zi în România, având în vedere că am încheiat protocol și cu unitățile private care pot testa și avem în acest moment și achiziția la nivel de fiecare spital județean a unui real-time PCR aparat care poate testa și acesta. Avem o capacitate, dar trebuie să vă gândiți că avem peste 4800 de cetățeni în carantină pe care îi testăm. Avem 400 de pacienți internați care au testări periodice în timpul spitalizării și care trebuie confirmată o negativare a lor ca și o externare. E un sistem sanitar care trebuie să cuprindă în același timp și o posibilitate de a-i trata pe cei care sunt, dar și o posibilitate de a-i primi pe cei care sunt proaspăt îmbolnăviți. Avem un ritm încă care ne permite să putem trata și să putem interna fără să supra-solicităm sistemul sanitar. Pare aici o diferență, poate dumneavoastră ne mă lămuriți sau nu, pare o diferență între ce se întâmplă în țările astea din Est și ce se întâmplă în Vest. Mă uitam în Polonia, ei au reușit să testeze până acum tot cam așa ca noi, 15.000 de oameni erau cifrele de ieri, noi suntem pe undeva la 10.000 și noi și ei mult mai prost la capitolul capacitate de testare, capacitate de obține aceste teste față de țările bogate din Asia sau din Europa. Și mie că e altă problemă aici. Mă gândesc că și polonezii ar vrea să testeze mai mult și parcă nici ei nu reușesc și nici noi nu reușim. Nu, haideți să ne uităm totuși la un număr de cazuri, la un număr de decese, la adresabilitatea în primirile urgență vizate de infecții respiratorii superioare și să ne uităm că ce testăm, testăm conform unor protocoale, unor proceduri, nu testăm dacă suntem țări bogate sau sărace. Testăm efectiv categoriile de vârstă, categoriile de patologii, contactii, zona de proveniență, oamenii aflați în carantină, cei simptomatici de care se află în izolare la domiciliu. Și avem în acest moment, să spunem, o capacitate în care să putem acoperi pentru numărul de pacienți sau cei aflați în izolare strategic pentru fiecare palier.